și bine v-am găsit. Noi suntem de la compania Porc Surprize și am zis să vă bucurăm o zi importantă care s-a dus naștere pe David și cineva, prin intermediul nostru, vreau să vă surprinde. Și în primul rând, pentru dumneavoastră avem acest buchet de trandafiri, să-l bucureți sufletul. Desigur, așa o torte neobișnuită, creată de Dulcinela, da? Așa, ca să gustați din ea, să mântucească sufletele. Și un iepuraș, așa. Și desigur, pentru Peticu, o băutură, așa, ca să serviți în cinstea sănătății piciorașului dumneavoastră. Și cu siguranță cred că v-ați priceput de unde vine surpriza, da? Dacă din partea bunicei, de parte, vreau să vă citesc și câteva cuvinte care m-a rugat să le recit. Să crești mare, mare, să ai parte de iubire, să ai parte de noroc, să trăiești în fericire, cu tot neamul la un loc. Un copil face familia mai fericită, dragostea mai puternică, răbdarea mai mare, mâinile mai ocupate, nopțile mai lungi, zilele mai scurte și viitorul mai luminos. Dumnezeu să aibă grijă atât de micul ghemotoc venit în familie, cât și de toată familia. Vă doresc multă sănătate și mult noroc în viață, în special micuțului și nu în ultimul rând și vouă, familiei. Dacă aici dumneavoastră să-i transmiteți bunicii un mic mesaj, un semn de mulțumire,